În partea aceea este marcajul. Parcă nu mai ajung o dată. În dreapta este ceva zăpadă. Vânt puternic. Dar cred că o să merite să urcăm până acolo. Pulsul este 194. Ne dreptăm către 200. Una dintre cele mai grele ture. Salut! Azi vom face o tură către vârful Leauta și vom urca din localitatea Bădeni. Tura are aproximativ 43 de kilometri și o diferență de nivel de 2100 de metri. Am început tura cu o pană. De ce făcuse pană? Păi chiar înainte să plecăm a observat că are un fel de spin în cauciuc, roțile fiind tubeless, și a tras de acel spin și ghiciți ce? A început să iasă o grămadă de aer și soluție și până la urmă s-a oprit. Dar când a început să-i dea iar câteva pompe, a început iar să răsufle foarte tare. Și așa că acum tovarășul Jean merge cu o presiune puțin mai mică, undeva pe la 1.8. Mi-a zis să meargă măcar o vreme, așa 20-30 de minute și apoi, să încerce să-i mai dea câteva pompe. Și dacă nu merge, o să își pună camera. O luăm începe lângă ea dacă vin. Tocmai ce am fost întâmpinați de câini ăștia mari de la stână. Nu există tură în care să nu prizi niște câini de ăștia. E bine că nu sunt insistent, totuși stau la distanță. Am parcurs 5 km și e ora 12. Pe net ziceau că e un traseu de aproximativ 6 ore, dar 6 ore de mers în continuu. Deci ne așteptam să facem undeva la între 8 și 10 ore pe traseu. Acum încercăm să-i mai băgăm presiune, să vedem dacă ține. Să vedem dacă soluția de tubeless își face treabă. Din păcate, dacă e o înțepătură mai mare, nu prea face față. Da, vedem acum. Îmi dai ventilul dacă nu-ți pompa. Să prezentăm puțin și bicicletele. Asta e o bicicletă de carbon. Avem aici o bicicletă de aluminiu, full suspension. Nu, n-am deloc. Și aici o bicicletă clasică de aluminiu, cu motor Bafang pe spate. Și bicicleta mea, care are motor pe mijloc, care are motor mid-drive, full suspension. E de ajuns? Să nu forțezi totuși. Ia, pune mâna. Da, e beton. Mi se pare că și-a făcut treaba soluția. Ține foarte bine. Niciodată să nu faci roțile înainte de tură. Cam asta e învățătura. Mă, faci roțile acasă. Să vedem cum urcă motorul Bafang pe o pantă ceva mai abruptă. Mamă! Se pare că a urcat fără probleme. Cu toate că am văzut teste pe net că n-ar urca. Probabil la pante ceva mai mari și mai lungi. Tocmai ce ne-a avertizat Silviu că în 3 km o să vină o urcare abruptă. Să vedem cât de abruptă va fi. Și aici trebuie să o luăm în față. De data asta am venit și echipat cu un GPS. Am cumpărat un suport de telefon chinezesc metalic care e foarte tare. Are și pe margine aici niște bucăți de spumă. Și nu foarte telefonul când îl strâng și e destul de țapă, după cum vedeți. Încerc să mișc de el și telefonul stă foarte fix. Doamnele Văcuțe, salut! Hello! Ia uite, e-bike-ul. Degeaba are e-bike-ul, mă țin după el. Avem în stânga râu. Sunt mici cascade. Deci pentru un traseu cu o pantă de bun simț, puteți să mergeți lejer cu o bicicletă și cu motor pe spate. Uitați, se ține foarte bine.
Nu știu unde vor să urce păcuțele astea, dar cred că de un kilometri, doi, merg exact în fața noastră. Tot se duc spre vârf. Prima dată am crezut că s-au speriat de noi, dar nu, se duseseră înainte singure. Deja panta a început să devină din ce în ce mai abruptă. Am parcurs deja 16 km jumate, cam în 2 ore jumate. Am luat-o puțin înainte pentru că am intrat în ritm și am zis să trag mai tare. Și acum îi voi aștepta și pe ceilalți. Tot am crezut că ies din pădure să stau undeva într-o poiniță, dar văd că încă n-am ieșit. Din păcate nici net nu mai am aici să văd pe Google Maps când se iese din pădure. Sau e o idee ca pe viitor să salvez offline hărțile din Google Maps, să pot să mă orientez mai ușor. Au mai trecut 30 de minute și a ajuns primul coleg, Rareș, și el tot cu bicicleta electrică. Mă așteptam să am o diferență destul de mare față de ei, pentru că am mers cu o medie de 80 la oră până aici. E cam imposibil să ții ritmul ăsta fără un motor electric și dacă nu ai o condiție fizică foarte bună. Cum e Rareș? Se ține bine? Eu am ajuns de vreo jumătate de oră aici, m-am și răcit de tot. Cum se comportă? Super! A mers bine. Bravo. Problema e că mai am două liniuțe. Păi, nu mai e mult ca și distanță, dar ca și altitudine, cam 800 de metri. Oh, da, e bine. Și a trecut exact o oră. Vin și ceilalți colegi. Bine, Jane! Bă, nu mă, păi am mers până aici. Bine, Silviu! Iată că după aproape 20 de km de mers, am ieșit din pădure. Niște nori tare interesanți în față. Este frumos, dar nu spectaculos. Cred că urmează cu când ne apropiem mai mult de vârful Leauta. Deja este ora 3:30 și au trecut 4 ore fără un sfert de când am început traseul. În mod normal ar trebui să mai facem maxim 6 km și să terminăm toată urcarea. Ar mai urmă ca 20 km să fie numai coborâre. O să las în descriere traseul pe care l-am parcurs. Traseul a fost găsit pe un blog și acolo aveți și mai multe fotografii și detalii privind această tură. Și puteți să descărcați tura în format GPX și să o încărcați într-un soft pe telefon, de exemplu Locus. Dar nu uitați să descărcați și hărțile offline pentru Locus, pentru că aici sus nu veți avea semnal. Dacă în mod normal hărțile sunt cu bani, dar Locus oferă 3 cadouri, iar unul puteți folosi să descărcați harta României gratuit, ceea ce vă va fi mai mult decât suficient. Ceva copaci rupți. Se pare că a bătut bine vântul pe aici. Ăștia sunt tăiați. Dar ceilalți par a fi rupți de vânt. Am mai mers o bucată prin pădure și văd că ieșim iar la o păiniță. Nu mă așteptam să fie așa bine îmbrăcați munții ăștia. Cam așa arată priveliștea de sus. N-am mai prins de mult așa vreme frumoasă. Și drumul este într-o condiție excelentă. Tocmai ce am ajuns la intersecția unde va trebui să ne hotărâm dacă o luăm spre vârful Leauta. Aici îi voi aștepta pe ceilalți colegi de drum. Vântul bate destul de tare în zona asta. Să fie undeva la 15-16 grade. Dar peisajul e superb. În spate, încolo se văd ceva vârfuri pline cu zăpadă. Și acum o să mergem puțin și în față să vedem cum arată. Încă n-am apucat să văd. Da, se pare că sunt tot așa vârfuri acoperite cu verdeață, cu puțin copaci. Și nu este o zonă stâncoasă, așa cum găsim în partea aceea, înspre cota 2000, Sinaia. Aproape că poți să zici că sunt ca niște dealuri mai mari în zona asta.
Dacă doriți creste foarte impresionante, puteți să mergeți, de exemplu, în Piatra Craiului. Acolo chiar că ai ce vedea. Dar nu știu dacă ai șanse să mergi cu bicicleta pe acolo. De-abia mergi la picior. În partea aceea avem și o stână. Văd că e liberă. Înseamnă că ciobanii sunt plecați cu oile pe pășune. E un lucru bun pentru noi, pentru că ne vor mai alerga câinii. Să facem și o scurtă drumeție către vârful din față, la picior de data asta. De aici am avantajul că pot să-i văd și pe tovarășii de drum când ajung. Exact pe drumul acela ar trebui să vină. Și am parcurs 23 de kilometri până acum și au trecut 4 ore și 20. O să zic că am făcut destul de repede până acum traseul. Și ceilalți se descurcă foarte bine, ținând cont că n-au biciclete electrice și nu ies nici ei foarte des. Deci dacă plecați dimineața, aveți toate șansele să faceți cu succes această tură. După cum am văzut pe hartă, de aici nu ar trebui să mai urcăm foarte mult și ar trebui să înceapă coborârea dacă îmi dorim să urcăm spre vârful Leuta. Deci e bine că ai de ales. E, cum am trecut de vârful ăsta, acum se simte vântul foarte puternic. Acesta este peisajul. Peisaj pentru care am bătut noi drumul până aici. Eu zic că se merită. Cu autonomia bateriei stăm destul de bine. Tocmai ce s-au dus 3 linii din 5 și practic nu mai avem foarte multă urcare. Pot oricând să mă întorc și să fie aproape numai coborâre. Deci mă ține lejer încă 15 km, chiar și dacă sunt urcări mai abrupte. Ceea ce înseamnă că pot să termin tura fără să fac griji că va trebui să trag de bicicletă dacă rămân fără baterie. Ce-i drept, așa cum v-am spus și mai devreme, am tras destul de tare. Aici se bifurcă drumul și o să facem o mică buclă. O luăm prin dreapta și ar trebui să ne întoarcem pe drumul din mijloc. E un drum care nu e foarte circulat. Bănuiesc e mai mult parcurs de pasionații de off-road, cei cu mașini 4x4. Sunt foarte aproape de vârf. Ar trebui să mai fie o singură șigană, să fac stânga și să ajung la vârful Leota. Terenul a devenit ceva mai accidentat. Cu toate că nu are foarte multe gropi în el, e plin de pietre. Iată și puțină zăpadă în stânga. Deci încă este zăpadă, acum în iunie. Se simte destul de răcoare, tot așa, vreo 14-15 grade. Însă faptul că mă mișc și că depun un efort destul de mare mă face să nu resimt frigul. Am pulsul cam 160. Vă recomand ceasul ăsta de la Huawei. Este Huawei Watch GT, prima versiune, și îl puteți găsi la 500 de lei nou, la orice magazin. Puteți monitoriza pulsul real time. Are și GPS intern, deci puteți să registrați turele direct cu ceasul. Însă partea negativă este că nu poate fi legat de aplicația Strava. Dar cei care nu doriți să postați neapărat pe Strava, este nemaipomenit, pentru că și Huawei are o aplicație lor cu foarte multe detalii. Am intrat pe ultima bucată. Este foarte off-road drumul. Doar cu o mașină 4x4 strong ajungi în zona asta. Mai jos era o dubiță Volkswagen și se opriste chiar acolo. E foarte abruptă. Deci de aici și diferența mare de nivel pe ultima parte a traseului. Exact în fața acolo cred că e vârful. Îl văd și pe Jean în stânga. Văd că nu s-a dat bătut. Dacă ajung până acolo, clar o să ajungă până sus. Văd că era și o scurtătură prin stânga. Puteam să o tai direct pe acolo. Deci dacă ajungi să faci pushbike până aici, mai bine o iei de-a dreptul și scurtezi destul de mult. Am trecut puțin la pushbike. Este o iarbă foarte groasă și se înaintează greu. Așa că mai bine o iau puțin pe lângă.
ținând cont că vârful e foarte aproape, cred că e mai bine așa. Am deviat puțin de la drum, am luat în stânga, în speranța că o să mă vadă Jean ca să o scurteze. Dar nu l-am mai văzut. Cred că am ajuns înapoi la drum unde nu mai e iarba aceea. O să stau puțin aici să mă odihnesc. De acolo venim, se vede jos în stânga acea stână și intersecția. Am oprit puțin să mă îmbrac. Temperatura a scăzut foarte mult. Cred că sunt undeva sub 10 grade. Însă partea bună e că sunt foarte aproape. Să zic vreo 300 de metri. Cam așa. Deci prima recomandare, dacă mergeți sus pe un vârf, să aveți la voi o bluză și pantaloni. Unele care să vă ferească de vânt. Sunt diferențe foarte mari de temperatură între baza muntelui și vârf. Poate și 20 de grade diferența. Țin să vă anunț că ultima bucată spre Laueta e gravă de tot. Este o pantă foarte abruptă și pe de altă parte este plină de pietriș. Ceea ce face să ai aderență foarte mică. Cu toate că văd vârful în față, în partea aceea este marcajul, parcă nu mai ajung o dată. În dreapta este ceva zăpadă, vânt puternic, dar cred că o să merite să urcăm până acolo. Iată că am ajuns, fraților. O să termin această urcare victorios. Oarecum trișesc pentru că sunt cu bicicletă electrică, dar să urcăm pe ea. Vârful Leota, 2133 de metri. Este o mică victorie pe care ne-o asumăm. Acum să vă prezint priveliștea. Partea e bună e că și Jean a continuat să urce. Îl văd, este puțin mai jos. În maxim 20 de minute o să ajungă și el. Așadar, acesta este vârful Leota, 2133 de metri. După cum vedeți, priveliștea este superbă. Facem așa un 360, cum s-ar zice. În partea aceea, platoul Bucegi, se vede releul de la Cosila și vârful Omu. Și dacă nu mă înșel, în partea aceea, în față, se vede Cota 2000, telecabina de acolo. Deci în față este Sinaia. Noi venim tocmai din partea opusă. Iar coborârea o să fie pe aici, prin dreapta. Se și vede intersecția de unde am venit. Și o să tot continuăm în față să coborâm. După cum vedeți, la vârful Omu este foarte multă zăpadă încă. Cred că mai ține cel puțin o lună zăpadă acolo. Asta se cheamă voință pură. Cursul este la 170. Nu mai pot. Este frizat. Trifle bike-ul este deja în vârf. Aici că nu mai urc, dar totuși sunt foarte aproape. Mergem mai departe. Și hai că Trifo a folosit asistența. Este una dintre cele mai grele ture, mai ales după pandemie. Pulsul este 194, ne îndreptăm către 200. Venim bicicleta. Victorie! Una dintre cele mai grele ture! Să-l întâmpinăm și pe Jean cum se convine. A reușit să urce pe propriile puteri până în vârf. Bravo, Jean, felicitări! Și tri! Vârful Leota!
foarte abruptă ultima porțiune și să vă așteptați la o urcare aproape continuă până în vârf. Nu veți avea deloc coborâri. 3 4 au plecat la drum, 2 au ajuns în vârf. Avem în partea asta și un indicator puțin mai nou. Și de aici puteți să continuați către alte trasee. Una dintre cele mai grele ture. Super. Jean e și el foarte bucuros că a ajuns în vârf. Și chiar se merită. Era păcat să mai facem încă 2 km până aici pentru o asemenea priveliște. Doamne. E greu până în vârf, dar și răsplata e pe măsură, nu, Jean? Așa este. A fost greu. Puls de 200, lacrimi. Dar ce m-a mirat e că a fost o dubă puțin mai jos și nu am găsit pe nimeni în vârf. Mă așteptam să fie cineva aici. Ciudat. Acesta a fost vârful Leota și acum să coborâm. Priviți cum aleargă căluții pe pajiște. Așa ceva n-am mai văzut. Dita mai bradu dobârt. Aici sunt vreo 3 dulăi. Iar în față, în direcția noastră, mai sunt încă 2. Marș! Marș! Marș!